Slăvit să fie Domnul! Se spunea despre Ahab că a plecat acasă trist și mânios. Și fratele Sorin întreba, care va pleca în seara asta de aici, de la adunare, trist și mânios? Nu vă pun să ridicați mâinile, nici pe dumneavoastră, nici pe cei de la balcon. Dar eu, ca predicator, sunt interesat de starea dumneavoastră sufletească. Aș vrea să vă văd mimica feței, dar nu pot. Vreau să cred că sunt mască, aveți un zâmbet larg când m-am ridicat la predică, nu? Și dacă nu mi-arătați zâmbetul, mă uit la frunte și mi-ajunge ca să mă conving când vă văd că sunteți prea încruntați sau cătătura ochilor așa dușmănoasă, spun repede amin. Sper să nu se întâmple, că nici eu nu mi-am propus să vă întristez în seara asta și nici să vă mâni. Și totuși acasă s-ar putea să plecați cumva. Scrie Eclesiastul în capitolul 12, versetul 12, că multă învățătură obosește trupul. S-ar putea să vă dăm drumul de aici puțin obosiți. Dar Domnul va răsplăti osteneala asta, amin? Mi-am propus să citesc un verset în seara asta, dacă vreți, haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Și voi citi versetul ce l-aminteam dimineață din Matei capitolul 6 și anume versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Căutăm împărăția lui Dumnezeu, spuneam că e prioritatea vieții. Și neprihănire. Că de fapt împărăția din Romani 14 cu 17 asta e. Căci împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Neprihănirea, dacă am vrea să definim termenul, e o stare în care omul e despărțit de păcat. Omul e curat, inocent, pur. Și cred că asta ar trebui să fie prioritatea vieții noastre. Mi-am propus să vorbesc în seara asta despre neprihănire. Fratele Eugen spunea să dăm o hrană spirituală, dar vă previn că e o hrană grea. În Evrei capitolul 5, versetul 13 spune că pruncii care beau mai mult lapte nu sunt obișnuiți cu cuvântul despre neprihănire. În Matei capitolul 5, versetul 6 spune: ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Neprihănirea e o mâncare în seara asta, e o hrană. Ori puteau mânca toți? Odată s-a apucat și Felix să stea la masa asta, scrie în Fapte 24 cu versetul 25. Și când îi predica Pavel și vorbea despre credința în Domnul Iisus, o a acceptat el cumva. Dar când a început Pavel să vorbească despre neprihănire, înfrânare și judecata viitoare, Felix s-a îngrozit și a spus: destul, Pavel, du-te și te-ai asculta altă dată. Eu așa doresc de mult ca Duhul Sfânt să ne dea încă foamea asta după neprihănire. Și asta să fie o permanență. Că eu mănânc dimineața și dacă fac treabă, iară mi se face foame și la amiază iară mănânc. Și se vede că mănânc bine. Și seara iară mănânc, da? Și foamea asta în mine e o permanență. De 61 de ani tot mănânc. Mănânc și tot mi-e foame. Ce bine ar fi să ne fie foame după neprihănire. Și să ne fie sete după neprihănire. Că Domnul are putere să ne astâmpere foamea asta și să o facă în seara asta. Când mă gândeam să vorbesc despre neprihănire, mă gândeam la sursa neprihănirii. Și l-am auzit pe Domnul se ruga în Ioan capitolul 17 și striga în versetul 25: neprihănitule Tată. Înseamnă că neprihănirea în stare pură, neprihănirea la modul desăvârșit, e la Dumnezeu.
El e desăvârșit în neprihănire. Lăudat fie numele Lui. Dar pe mine mă interesează cum să ajung eu neprihănit. Și am găsit un cuvânt în Roman, capitolul 10, cu versetul 10, căci prin credință din inimă se ajunge la neprihănire. Iar în Roman, capitolul 5, versetul 1, spune, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință. Aici ne oprim. Noi nu suntem niște oameni simpli, frații mei. Pavel spunea în Efeseni, capitolul 2, versetul 19, că noi suntem oameni din casa lui Dumnezeu, suntem cetățeni împreună cu sfințe. Din calitatea asta de cetățean al cerului, decurg niște drepturi care sunt ale noastre. Dar astea noi le acceptăm și le dobândim numai și numai prin credință. Cu cât trece vremea, îmi dau seama cât e de importantă credința, frații mei. Mă uitam la rezultatele unor frați care aveau un randament mare cu rugăciuni ascultate, cu oameni eliberați de duhuri necurate, cu vindecări miraculoase. Și mă uitam la oamenii ăștia, nu-i mai pregătiți decât noi, nu sunt altfel decât noi. Și când i-am analizat eu atent, păreau chiar niște oameni naivi. Niște oameni foarte simple, dar aveau mare credință în ei înșiși. Și doresc ca în seara aceasta Dumnezeu să ne mărească credința. Amin. Din calitatea mea de cetățean al cerului, eu nu plec la război din postura de învins, de înfrânt. Pornesc la război cu capul în jos, știu că e o bataie. Nu, nu. Eu plec în luptă ca un biruitor. Că spunea Hristos Domnul, El în fruntea noastră. Eu nu am plecat la război pe cheltuiala mea, măcar n-am armele mele. Cel care e în fruntea noastră e Domnul Iisus Hristos. El nu a cunoscut niciodată înfrângerea. El nu a fost niciodată biruit. Numele Lui e biruitorul. Și prin El vom birui și noi. Amin? Din calitatea asta de cetățean, eu am dreptul la protecție. Copiii împăratului au gardă care o crotește. Și eu am dreptul să fiu ocrotit de Dumnezeu. Are Dumnezeu pentru noi înger ocrotitor, fraților. Atât de mult călătorim în lumea asta, în lungșă, în lat, pe pământurile, pe drumurile patrii care sunt așa cum sunt. Puteam să am nu unul, 1000 de accidente până la Arad. Și am ajuns cu bine că un înger ne-a păzit și ne-a ocrotit. Ai și tu dreptul ăsta? Am dreptul de moștenirea sfinților în lumină. Dar asta eu trebuie să o cred. Am dreptul să fiu vindecat în momentele când sunt bolnav. Și când strig către Tatăl meu, Dumnezeu ne vindecă bolile. Amin? Atât e de importantă credința, fraților. Și așa v-aș dărui credința asta. Și vă spun, cu cât trece vremea, și înaintăm în ani și în slujire și în experiență cu Dumnezeu, îmi dau seama cât e de importantă credința. Ori tocmai prin credința aceasta, repet, Roman 5:1, noi suntem socotiți neprihăniți. Adică Dumnezeu ne vede și ne consideră pe noi neprihăniți. Cum accept eu neprihănirea asta? Cum cred eu că sunt neprihănit, că eu trăiesc în firea pământească? Eu cred că sunt neprihănit prin credință în Domnul Iisus Hristos. Și să ne dea Domnul credința asta. Plecați acasă în seara asta ca niște biruitori. Nu ca unul care strigă în pustiu și nu-i auzit. Nu ca unul care bate la o ușă ce nu îi se deschide. Nu, nu, nu. Noi strigăm către Dumnezeu prin credință și El ne ascultă. Noi credem că suntem neprihăniți, că Hristos a fost făcut pentru noi neprihănire. Și neprihănirea lui Dumnezeu prin Hristos se răsfrânge asupra noastră. Plecăm acasă ca niște sfinți. Plecăm acasă ca niște neprihăniți. Doamne ajută-ne la asta. Că neprihănirea asta, eu o găsesc în Scriptură, e dovedită. 2 Timotei 3:16 spune, toată Scriptura e însuflată de Duhul Sfânt și de folos ca să dea învățătură, să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în
neprihănire. Și dacă până acum, spunea Pavel în Roman 5:21, stăpânea păcatul din moartea, acum stăpânește harul lui Dumnezeu care dă neprihănirea. Care-i stăpânul tău? E tot păcatul sau e harul Domnului? Dacă stăm în harul lui Dumnezeu, statutul nostru este de oameni neprihăniți, lăudat să fie Domnul. Eu cred că sunt neprihănit. Am neprihănirea lui Dumnezeu. Cred asta. Prin credință eu sunt neprihănit. Și acum mă pun la o probă. Când vorbeam de credință, spunea Apostolul Pavel, pe voi înși vă cercați-vă. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Și eu vreau să văd, sunt neprihănit? Care-i dovada neprihănirii mele? În Timotei, a întâia și a doua, sunt două expresii. Eu dovedesc neprihănirea printr-o preocupare permanentă pentru aceasta. Acolo 1 Timotei capitolul 6, versetul 11 și în 2 Timotei capitolul 2, versetul 22 apar două expresii. Caută neprihănirea și dincolo spune și urmărește neprihănirea. Ai făcut-o din neprihănire prioritatea vieții tale? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Toate acestea Dumnezeu ne le dă pe deasupra, dar mai întâi căutăm neprihănirea. Cauți neprihănirea? O urmărești? Unde găsim noi neprihănirea? Spuneam în Scriptură. Ne asigură Biblia că prin credință suntem neprihăniți. Unde găsim neprihănirea? În adevăr. Proverbul mi spune, cel neprihănit urăște cuvintele mincinoase. Iar în Isaia 59, versetul 14, e o plângere a prorocului când spune, izbăvirea întârzie să vină, pentru că adevărul s-a poticnit în piața de obște, de aceea nu se apropie neprihănirea. Cui îi mai place minciuna? Cine mai urmărește știrile mincinoase? Cine mai urmărește presa manipulată? Și ne-i dragă. Și deschidem ochii mari, un pic știrile. Și eu mai am greșeala la asta. Dar acum, de o bucată de vreme, am spus, nu ne mai urmăresc. Când aud de COVID, gata, închid. Știu. Nu că n-ar fi o boală, este. Învățătura mea este, nu neglijăm, nu sfidăm legile statului, nu neglijăm legile de igienă, dar nici nu ne teme. Nici nu ne teme. Că vorba fratelui Moloci, toți vreau să meargă în rai, dar niciunul nu vrea să moară, nu? Păi cum ajungem în rai fără să murim? Căci pentru mine a trăit Hristos, iar moartea e un câștig. Moise striga din Psalmul 90, versetul 3, tu întorci pe oameni în țărână și le zici, întorceți-vă fiii oamenilor. Viața și moartea sunt în mâna lui Dumnezeu. Noi suntem oameni calculați, suntem oameni moderați, suntem oameni echilibrați. Nu sfidăm nici legile statului, nici normele de igienă, dar nici nu mă tem după cum ar vrea unii să mă tem. Când eu am spus cuiva că nu mă tem, am avut așa o problemă, am spus, da, dacă mă îmbolnăvesc și dacă nu mă îmbolnăvesc, de ce nu mă îmbolnăvesc? Și am deschis Sfânta Scriptură, s-o deschis la Petru. Cinstea aceasta este pentru voi care ați crezut. Și eu cred. Mai crede careva? Domnul ne cinstește cu sănătate. Slăvit să fie Domnul. Când vorbim de preocuparea vieții noastre, apare dar acest adevăr, căutați neprihănirea, umblați după neprihănire, căutați în Scriptură și în adevăr și nu iubim minciuna. Amin. O altă demonstrație, o altă dovadă că eu sunt neprihănit, stă în starea mea de veche și eu sunt foarte, foarte atent la anturajele care le am. Că Pavel spunea în Corinteni 2, capitolul 6, versetul 14, că ce legătură este între neprihănire și nelegiuire. Chiar m-am gândit mult
Ce legătură ar fi între neprihănire și vizionările alea murdare de pe internet? Să fie o legătură, oare? Ce legătură ar fi între neprihănire și bârfă? Ce legătură să fie între neprihănire și lăcomia de avere? Ce legătură ar fi între neprihănire și minciună? Ce legătură ar fi între neprihănire și moda lumii? Atunci eu sunt obligat să fiu foarte atent la anturajă și la asocieri. Că Pavel spune, între neprihănire și nelegiuire nu-i legătură. Între Hristos și Belial, nu. Între templul lui Dumnezeu și idol, nu. Între lumină și întuneric, nu este. Cum aș putea eu să fiu și neprihănit și lacom? Și neprihănit și mincinos? Și neprihănit și răzvrătit? Cum aș putea fi? Să fiu și neprihănit și să urmăresc pe internet nu știu ce. Și atunci sunt obligat, ca să-mi dovedesc neprihănirea, să fiu atent la lucrurile astea. Și dacă trebuie să locuiesc la porțile Sodomii, am găsit scris de neprihănitul Lot, că el își chinuia sufletul în fiecare zi pentru ce vedea și auzea. Vă chinuiți tare pentru ce vedeți? Vi chinu mare pentru ce auziți? Lot se chinuia că n-avea ce face. Dar dacă pe voi vă chinuie muzica care o auziți, nu o mai ascultați. Dacă vă chinuiesc imaginile acelea, că am primit multe mărturii, spune frate Dragoș, am avut neînțelepciunea să vizionez ceva și sunt chinuit de atunci. Dar nu te mai uita, fratele meu. Nu vă mai uitați ca să nu fim chinuiți, că noi aici încă putem alege la Arad. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, amin. Eu îmi dovedesc neprihănirea, îmi demonstrez neprihănirea printr-o preocupare permanentă în a căuta și a o urmări, printr-o atenție la anturajă, la asocierile din viața mea, că și Pavel spunea 1 Corinteni 15:33, nu vă înșelați, tovărășâile rele, pe cu obiceiurile bune, hai să ne facem tovărășâi bune, amin? Eu sunt atent la echipamentul care l-am. Când urmăream cum e arătată neprihănirea în Scriptură, are multe comparații, dar nu am intrat în detalii, că subiectul e foarte vast. Dar neprihănirea este așa ca o haină. Psalmul 132:9, versetul spune, preoții tăi să se îmbrace neprihănire și credincioșii să scoată strigăte de bucurie. Nu știu, eu nu le am cu hainele de firmă. Nu le am, nici nu le cunosc, nici nu umblu după ele. Dar dacă este o haină scumpă, pe care un om nu poate, nici o companie din lume n-ar putea produce așa haine, haina asta se cheamă neprihănire. O avem? Preoții tăi să se îmbrace în neprihănire. Doamne ajută! Și când o fi îmbrăcați în neprihănire de la Arad, de la Betel, strigă-te de bucurie să o auzi aici în adunare. Să ne ajute, Domnul! Efeseni 6:14, merge Pavel mai departe și spune îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. O mantacă, o plată, pe deasupra o luăm. Și vine diavolul și trage la săgeți, fraților. Atâta suntem de ispitiți în vremea asta, noi, copiii noștri, mai ales copiii noștri. Dar dacă au platoșă pe ei, toate săgețele vrăjmașului se rup, se frâng, cad și copiii noștri și noi rămânem sănătoși, pentru că avem platoșa neprihănirii. O avem? Doamne ajută-ne să o avem! 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 7, prezintă neprihănirea ca o armă. Spune că armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea. Le avem, plecăm la război, dar suntem bine echipați. Avem platoșa neprihănirii, coiful mântuirii. Tot ce gândesc eu e numai despre mântuire. Și vin ispite, că ce e ispita? Un atac violent la nivelul minții, asta e ispita. Și vin fel de fel de ispite din toate domeniile și toate se opresc în coif, pe mine nu mă ating. Gândurile rămân curate. Și spune noi,
de-ar fi totdeauna așa. Ce bine ar fi. Eu am coiful mântuirii, platoșa neprihănirii, picioarele încălțate cu râmnă, mijlocul incins, scutul credinței, sabia Duhului și pornim la război de care se vorbea astăzi. Cum îndovedesc eu neprihănirea? Deci printr-o preocupare permanentă, fiind foarte atent la echipament, la anturaje, la acțiunile mele. Pavel spunea în Romani, capitolul 6, versetul 13, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte a nelegiuirii, ci dați-vă lui Dumnezeu pe voi vii din morți cum erați și mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Mâinile mele sunt neprihănite. V-am povestit că odată în tren, la ruși, jucau navetiști Șeptica. Și unul pleca până la toaletă și eu spun la un pocăit, ține-o ia cărțile astea. Pe rost că le-a ține, dar eu n-am mâini. Cum n-ai mâini, măi, cum n-ai? N-am mâini, mâinile astea nu s-a mele, astea s-a lui Hristos și Hristos nu joacă cărți. Mai joacă Hristos cărți la Arad? Nu joacă, fraților. Mâinile noastre, degetele noastre, care apasă aici și acolo, sunt unelte ale neprihănirii, nu s-a nelegiuirii. Eu prin asta dovedesc că sunt neprihănit, că mâinile sunt neprihănite, picioarele neprihănite. Vai ochii, vai ochii! Făcusem un legământ cu ochii, Iob 31, da? Ezechiel 20, cu 7. Luați dinaintea ochilor voștri. Psalmul 101, versetul 3. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor. Ochii mei sunt neprihăniți. Da, ochii tăi sunt neprihăniți, cu ochii ăștia ce urmăresc? Eu tot urmăresc și tot mă uit după neprihănire. Urmărește neprihănirea. Dumnezeu să ne ajute. De unde știu eu că sunt neprihănit? Cum o demonstrez neprihănirea? Ea e prin credință. Eu sunt considerat neprihănit. Eu sunt socotit de Dumnezeu neprihănit, dar umblu și caut neprihănirea, îs atent la anturajă, la echipare și la acțiunile mele. Și tot o demonstrație a neprihănirii atunci când noi rodim pentru altul. Filipeni 1 cu 11, plin de roada neprihănirii. Și care e roada asta a neprihănirii? Scrie în 2 Corinteni capitolul 9, versetul 9, de aceea se spune, a dat, a îmbrășliat, de aceea neprihănirea lui rămâne. Neprihănirea lui rămâne. Dar de ce? Ăsta nu-i zgârcit. Eu acum vorbeam cu un frate și el o promis când dă o ciocolată, că mi-i place ciocolata. Și când mi-a dat o ciocolată, numai atât mic, dar n-ai spus că e de mare. Și am spus, măi, a venit un duc de zgârcenie peste tine. Și mi-a dat una de cei mare. Dar suntem prieteni și ne permitem. Dar ăla care dă la săraci, care împrăștie, e o dovadă că e neprihănit și neprihănirea lui rămâne în viață. Dar acela care nu dă niciodată nimica, o fi neprihănit are, că neprihănirea se demonstrează și prin dărnicie, când dai la altul, să ne facă Domnul așa neprihăniți, amin? Apoi Iacob, capitolul 3, versetul 18, spune și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei care fac. Cum stăm cu pacea, fraților? Pacea aia lăundrică, Coloseni cât 3 cu 15, și pacea lui Hristos care a fost chemat să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre. Sau Filipeni 4 cu 7, și pacea lui Hristos care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos. Cum stăm cu pacea? Pacea noastră lăundrică, pacea interioară. Eu mă culc și adorm în pace, Psalmul cât 4 cu 8 versetul. Avem pacea asta? Dumnezeu să ne-o dea pacea lăuntrică. Asta e dovada neprihănirii. Pacea cu cei din jur, pacea cu cei din casă, da? Cât Proverbe 17 cu 1, mai bine o bucată de pâine cu pace decât o
Casă plină de cărnu și cu ceartă, nu? Avem pace în casă cu soțul, cu soția, cu copiii. Pace în adunare. Roman 14:19. Urmăriți lucrurile care duc la pacea și zidirea voastră. Evrei 12:14. Fără pace și sfințenie, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Roman 12:18. Întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Cum stăm cu pacea? Că roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei care fac pacea. Să ne dea Domnul neprihănirea asta, dar noi să fim oameni de pace. Amin? Și neprihănitul, doar câteva puncte, urmărește și respectă demnitatea celuilalt. În Matei capitolul 1, e o întâmplare ciudată acolo. Dar versetul 19 spune, dar Iosif era un om neprihănit și nu a vrut să o facă de rușine pe logodnica lui. El încă nu știa ce se întâmplă. El s-a văzut înșelat, s-a văzut trișat, dar chiar în condițiile astea el nu voia răzbunare. El nu voia vorba românului să o scoată în prăjină. El voia să o lasă pe ascuns, să nu o facă de rușine, că el era un om neprihănit. Neprihănitul nu o face pe alții de rușine. Și când a văzut Domnul asta, a trimis un înger, a spus, Iosife, nu te teme să iei la tine pe logodnica ta. Că un neprihănit nu îl bajocorește pe nimeni. Și nu face pe nimeni de rușine. Domnul să ne dea înțelepciune. Frații mei, am vrut să vorbesc de sursa neprihănirii și cum putem ajunge noi la neprihănirea asta. Am vrut să vorbesc despre demonstrarea, dovada neprihănirii. Și am spus că dovada neprihănirii e o căutare permanentă, o atenție permanentă și o rodire permanentă pentru ceilalți. Să ne ajute Domnul să fim neprihăniți. Timpul trece, poate ar trebui să vorbim de beneficiile neprihănirii. Că cel care îi neprihănit, îi ocrotit de Dumnezeu, Psalmul 5, versetul 12. Tu ocrotești pe cel neprihănit. Există o ocrotire în lucrurile pământești și scrie Psalmul 37, versetul 25. Am fost tânăr și am îmbătrânit. N-am văzut pe cel neprihănit și nici pe urmașii lui cerșându-și pâinea. Vă aminteam de întâmplarea cu fratele Vorobeț, care mie mi-a povestit-o. El a fost de mai multe ori la noi, eu am fost la el acasă. Când era în pușcărie, era așa de flămând, zândea că moară de foame. Și era cu un frate pocăit acolo și era într-o celulă un voinic mare, un criminal, șef de celulă. Și el avea un rastel pe care avea pâine tot plin cu... Și nimeni nu îndrăznea să meargă la el. Și fratele acela îi spune, măi Ioane, tu ești mai îndrăznit, du-te și ți-ai o bucată de pâine. Și el spune, băi, mă duc, ce-i pățâ, o-i pățâ. Și se duce până aproape de el și vine înapoi. Și spune, de ce, băi, nu te-ai dus? Măi, pe când mergeam încolo, mi-am adus aminte de un verset. Am fost tânăr și am îmbătrânit. N-am văzut pe cel neprihănit, părăsit, nici urmașul lui cerșându-și pâinea. Și spune, măi, Ioane, dacă așa ai gândit tu și în timp ce ei vorbeau sub pătură, se ridică ăla, se duce, prinde pâinea cu mâini din astel și vine la ei, spune, n-am mai mâncat, vă și vă săturați odată. Asta a fost o minune a Domnului, că Dumnezeu ce promite împlinește, fraților. Și suntem ocrotiți și în lucrurile duhovnicești, și în lucrurile pământești, noi avem parte de ocrotire. Asta e un mare beneficiu. Avem beneficii în casele noastre, Psalmul 118, versetul 15. Strigă-te de biruință, se ridică din cortul celor neprihăniți. Avem și noi bolnavi, avem și noi probleme. În ultimul timp, fraților, ne confruntăm cu așa lupte demonice, cu așa oameni prinși de frică, la ora 1, noaptea sunat, până la ora 3 stai de vorbă cu cineva, cu familia, post, rugăciune, fete, băieți, bărbați, în toată firea. Am avut de luptat cu astfel de duhuri de frică, mă gândeam să vorbesc ceva despre frică, într-un mod crâncen cu luptele astea. De la fetești, slobozia și până în inima ardealului,
bărbat care, fiind în comitetul adunării, în măsună, soția, frate dragul, vină până la noi, nu mai pot. Am 8 copii. De când a început pandemia de anul trecut, bărbatul își frământă în mâine, spune, vai de mine, ce facem? Și femeia spune, măi omule, avem 8 copii, avem unui presbiter, îs patron, măi, ne-a purtat de Dumnezeu de grijă. O ajuns să nu mai poate dormi nopța rând. Când m-am dus cu niște frați acolo, spune băiatul presbiter într-o adunare, pe tata seara l-am legat cu funia de la, cu frânghia de la tir ca să poată dormi, că o căzut într-o depresie. De ce, oameni buni? Am fost tânăr și am îmbătrânit. N-am văzut pe cel neprihănit părăsit. Și nu o să te părăsească Domnul nici pe tine. Du-te acasă bucuroasă, du-te acasă bucuros. Și mulțumim Domnului. S-a făcut o rugăciune, eram cu niște frați, eram șofer, am fost cu niște frați, oameni lui Dumnezeu. Și a doua, a treia zi am primit poză, tata face treabă, tata a fost la adunare, tata a luat cină. Dar de ce să ne temem așa de tare, fraților? Nu e ocrotirea lui Dumnezeu peste noi? Nu ne părăsește Dumnezeu, numai să trăim starea asta de neprihănire. Și din corturile celor neprihăniți, ei și colo așa, se ridică strigăte de biruință. Că Dumnezeu ne ascultă rugăciunea, amin? Și apoi în Proverbii 20:7 spune, ferice de cel neprihănit, copiii lui sunt fericiți acelui neprihănit. Hai să trăim ca părinți neprihăniți. Spunea Viorel ceva, el într-o familie cu 14 copii, eu știu cum s-o trăi la ei în casă, eu știu cum s-o trăi la mine în casă. Și părinții ne-au lăsat o moștenire frumoasă. Ce moștenire lăsăm noi? Am acuzat pandemia asta și mi-a fost rușine că eu aveam predici frumoase despre altarul din casă. Cum ar trebui să fie? Și acum, dacă vreți, vă predic despre altarul din familia creștină. Dar eu am avut un serviciu tare dezorganizat. Plecam noaptea la 1, veneam dimineața la 3, plecam după amiază, veneam la 4 dimineața, nu chemam familia toată la rugăciune, am venit tata mea de la lucru. Duminica misiune cu frață, când eram acasă, mai la o mâncare, mai ales că veneau musafirii, vorba acelui copil care spunea că tata totdeauna se roagă la masă când avem musafiri. Mai făceam câte o rugăciune. A venit pandemia, adunarea închisă și acum noi ne-am organizat să facem adunarea acasă. Domnul mi-a dat niște copii cântăreți, soția, cu cântarea ne mai potriveam. Mă mai ciontăneam cu dânsii că eu aveam de alea vechi, ei aveau un pic mai noi. Vorba fratelui Viorel. Și am căzut la o înțelegere, cânt eu una și voi una. Până la urmă am învățat ei mai multe de-a mele, așa. Măi, cumva a fost bine cu cântarea. Cu rugăciunea, dar la predică n-am mai putut predica. Și mi-era dor să predic, cui să predic? Păi că mi-era rușine. Când puneam copiii, băi, citește un cuvânt, eram așa cumva stingheri. Și am spus, măi, este altarul din casa mea. Ăsta e altarul din familia mea. Și apoi cât a fost pandemia aceea, în fiecare seară, program de adunare. N-am făcut niciodată în viața mea, că n-am avut timp să-l fac. Și am spus, măi, bună asta, îngăduită de Domnul, de acum când predic de altar în familie, am să mai spun cât de deficitar am fost eu. Eu eram cu frață, nu eram cu casa. Și Domnul ne-a ajutat să mai dregem altarul din familie. Și părtășia asta atâta ne-a fost de dragă. La un moment dat, la 2 săptămâni, am început să sun vreo 2 frați și am spus, băi, și apoi a venit adunarea și ne-am întâlnit. Acum am avut 9 seri de stăruinți, bucurii în Duhul Sfânt. Ieri am avut întâlniri cu tineri, au fost vreo 450 de tineri. Alaltă seară am avut noapte de veche, joi seara am fost la Dumbrăvel, la noapte de veche. Un pic ne-a mai prins dorul. Dar Duhul Sfânt anunță că vor veni iarăși niște vremuri grele. Tare mă tem eu că unii aveau dreptate care spuneau că biserica a început în casă și se va sfârși în casă. Hai să ne pregătim și pentru astea. Dar eu vorbesc de beneficiile neprihăniților care le au în casa lor și în căminul lor. Și apoi mai spune 1 Timotei 3:10, să fie cercetați mai întâi și dacă sunt neprihăniți, să fie ordinat, să fii slujitor, să fii deacon, scrie acolo. Măi, neprihănirea te promovează în adunare. Nici neamurile, nici relațiile, până nici diplome nu.
numai neprihănirea, spune să fie cercetați și dacă sunt neprihăniți. Când Iacob 5:16 spune, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui, păi dacă se duce la un bolnav, aș mai avea o singură remarcă. Acesta, pe mine m-a pus un pic în dificultate, am eu acum un fel de a-l înțelege, hai să vedem dacă îl aveți așa ca și mine. Scrie cuvântul Domnului așa, nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept, pentru ce să te pierzi singur? Pe mine asta m-a pus în... Adică eu predic că trebuie să fim neprihăniți, neprihănirea lui Dumnezeu peste noi și vine Eclesiastul și spune, nu fi prea neprihănit. Măi, cum e cu versetul ăsta? Uitați-vă cum l-am înțeles eu. Îl mai cercetez, mai cercetați-l și dumneavoastră. Există două neprihăniri. În Romani, capitolul 10:3, spune că este neprihănirea lui Dumnezeu și este neprihănirea oamenilor. Este o neprihănire care o dă Dumnezeu prin har, prin credință și este o neprihănire a oamenilor prin faptele legii. Și Pavel spune că nimeni n-a ajuns neprihănit prin lege, ci numai prin credință. S-ar putea unii oameni să lucreze la neprihănire prin faptele lor și să se considere neprihăniți pentru faptele care le-au făcut. Ori neprihănirea reală, adevărată, noi facem fapte pentru că suntem neprihăniți. Noi facem fapte pentru că suntem mântuiți, dar nu faptele noastre ne mântuiesc. Repet, trebuie fapte pentru că suntem neprihăniți. Unii au tendința de a face mult, a lucra mult ca să fie neprihăniți. Și eu cred că asta spune Eclesiastul, nu te ține prea unii se mândresc cu faptele lor, unii se mândresc cu dărnicia lor, unii se mândresc cu atitudinea lor. Când Matei capitolul 6, versetul 1, Domnul spunea, luați seama să nu vă împliniți neprihănirea voastră în fața oamenilor. Probabil că aici nu trebuie să ne ținem prea neprihăniți, că este câte unul plin de toate slăbiciunile, dar are o înfățișare de neprihănire și în ținută și în vorbire și când îl calci pe bătătură, nu-i neprihănire pe nicăieri în el. Dar noi ne ținem prea neprihăniți în înfățișarea noastră și în meritele noastre. Asta e înțelegerea mea. Dar când vorbim de neprihănirea lui Dumnezeu, să fim cât de neprihăniți. Amin? Și înainte de a încheia, vreau să vă spun un lucru. O să vină o vreme, nu știu când, nu-i departe, că se precipită evenimente. Toate converg într-acolo. Când cerul va trece cu trosnete, trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Eu cred asta. Și clădirea asta frumoasă va arde și la noi. Dar Petru spunea în a doua epistolă 3:14, dar noi, după făgăduința lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui. Măi, păcătoși, nu au cum. Acolo noi vom respira, spuneam, împărăția lui Dumnezeu în neprihănire. Acolo credinciosul va respira, va trage în aer neprihănire. Păi dacă nu ești obișnuit cu neprihănirea, ce-ai să faci acolo? Ai să mori în rai? Pentru că ești păcătos, n-ai să ajungi acolo. Că nimic în tenașul spurcat nu va ajunge acolo. Acolo vor ajunge cei neprihăniți. Doamne ajută! Timotei spunea, 4:8, m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, mi-am sfârșit alergarea, de acum așteaptă cununa neprihănirii. Așa de mult aș vrea să vă văd pe voi cei de la Arad, într-o zi purtând pe cap cununa neprihănirii. Învățați-vă cu ea de aici. Și în Apocalipsa spune că a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in strălucitor, alb și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Să ne dea Domnul neprihănirea. Am vrut să vorbesc de sursa neprihănirii, de dovada demonstrația neprihănirii și de beneficiile neprihănirii.
Închei predica rugându-mă așa ca psalmistul în psalmul 119, parcă cu versetul 40. Doamne, vreau să împlinesc poruncile tale, fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine. Amin.